Spune-mi, care e secretul siluetei tale, dacă faci sacrificii și dacă ai avut vreodată probleme cu greutatea? Mult sport, asta e din, din natură, ca să zic că îl fac pentru pasiunea mea, tenisul. Dar sunt și atentă la ceea ce mănânc, pentru că după o vârstă se vede orice mănânci, se depune și tot timpul, eu sunt și pe intermittent fasting și sunt pe dieta aceasta și mă ajută destul de mult. Dar când eram mai mică am avut probleme cu greutatea, da? Adică chiar am avut, eram destul de buboasă când eram mai micuță. Te-ai chinuit cu diete când erai mai mică? Da, 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 pe la 16-17 ani am început să țin prima dietă, pentru că m-am operat de polip când eram micuță și în urma operației de polip am avut așa o creștere dintre aia peste noapte, o explozie în greutate și în pofta de mâncare eram așa și eram pufoasă, bine, dar am fost sănătoasă, asta e important, că sunt sănătoasă. Spuneai mai devreme de intermittent fasting, reușești să-l ții și când joci, când ești în turnee? Da, da. Știți cum e, la dieta aceasta poate să fie un interval diferit de ore. Și pot să țin 8 cu 16, 6 cu 18, adică chiar și 12 cu 12. Și țin și mă ajută. Din cauza stilului de viață în ultima vreme, oricum e foarte greu să mai iei micul dejun, chiar dacă e foarte important. Noroc cu smoothie-urile câteodată sau oricum la concursuri mănânc un pic mai mult decât în afara competițiilor, ca să am un aport de energetic mai mare.